Curioșii au avut ocazia în acest weekend să vadă animalele de la Grădina Zoologică din Bucov pe timpul nopții. Inițiativa unică la nivel de țară a aparținut conducerii parcului, care a dorit ca prin această metodă să apropie oamenii mai mult de animale și să le cunoască mai bine. Inițiativa a fost pe placul vizitatorilor, cu atât mai mult cu cât un astfel de eveniment au văzut doar pe canalele TV științifice, iar intrarea a fost gratuită. Ratonii, lupii și păsările care ziua stau pitite s-au simțit acum în elementul lor. E prima oară și am venit să văd cum îi hrănesc noaptea. Cum vi se pare evenimentul ăsta? Evenimentul e în premieră pentru mine. Am văzut decât la National Geographic și mi se pare foarte frumos. Dacă tot te uiți la Animal Planet Discovery și le vezi acolo, e interesant să vezi și în față, să vezi live cum e. Aș dori cât mai multe idei de genul ăsta să-mi vină, să organizăm cât mai multe activități, să implicăm cât mai mulți cetățeni, să vină în primul rând părinții copii cât mai mult la zoo, să vadă animale, să în seara aceasta avem o surpriză, să le arătăm hrana, să învețe copiii să facă diferența între semințele ce ne oferă ogorul românesc, să zic așa. Avem ouă de păsări, diferite dimensiuni, de diferite specii, să le recunoască. Papagal, o specie care se numește nimfă, și astea sunt ouăle care le depune și în jur de 5-6 ouă în fiecare cuipare găsim la fiecare rasă de papagal. În mod normal, animalele nu sunt hrănite noaptea, decât în cazuri speciale când este vorba de pui fără mamă sau dacă se află sub tratament sau cum a fost acest eveniment cu totul special.